Bun găsit, sunt Otilia Dima și vă prezint știrile. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Spitalul din Onești va fi spital suport în lupta COVID-19. Se continuă dezinfectarea spațiilor publice la Onești. Strângere de fonduri inițiate de Spitalul Oneștean. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat marți seara noi măsuri adoptate prin ordonanța militară numărul 3. Acestea au intrat în vigoare de pe 25 martie. Astfel, se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței gospodăriei, cu următoarele excepții. Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință și gospodărie și locul sau locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi. Deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale. Deplasarea pentru asistența medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță. Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea sau însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori deces al unui membru de familie. Deplasările scurte, în apropierea locuinței sau gospodăriei legate de activitatea fizică individuală a persoanelor, cu excluderea oricăror activități sportive de echipă, precum fotbalul, cât și pentru nevoile animalelor de companie. Deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină, deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat, deplasarea pentru realizarea de activități agricole, deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare. Iar circulația persoanelor peste 65 de ani în afara locuinței este permisă între orele 11 și 13. Atunci când ieșim din casă, trebuie să avem declarații pentru verificarea motivului deplasării. Angajații trebuie să prezinte legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator. Persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liberi, profesioniștii și persoanele care practică activități agricole pot prezenta o declarație pe proprie răspundere, completată în prealabil. Declarația pe proprie răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura. Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe proprie răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar. În lupta împotriva COVID-19 s-a decis ca la nivelul județului Bacău, spitalele COVID-19 să fie Spitalul Județean de Urgență Bacău și Spitalul Buhuș. Spitalul Municipal Onești va fi spital suport COVID-19, respectiv va trata urgențele medico-chirurgicale ale persoanelor aflate în izolare la domiciliu sau carantinare în diverse localități din județ. Această știre a ridicat multe semne de întrebare și în același timp multora le-a indus panică. În cadrul emisiunii 24 de ore, managerul Spitalului Oneștean a explicat această decizie. Detalii urmăriți în materialul următor. La aceste întâlniri, dar în principal la cea de la DSP cu secretarul de stat, s-a stabilit ca în județul Bacău, spitalele din Bacău și Buhuș să fie spitale active pentru tratarea COVID-19. Deci toate cazurile de COVID din județ aflate în izolare, aflate în carantină sau altele care se apară pe parcurs, se tratează în spitalele din Bacău și Buhuș în acest moment. Spitalul Onești a fost stabilit ca spital suport COVID. Asta înseamnă că spitalul nostru va asigura urgențele medico-chirurgicale pentru persoanele aflate în izolare sau în carantină în această perioadă pe raza județului Bacău. Procedura este următoarea. Se sună, persoana respectivă sună la 112, este adus cu ambulanța, este urmărit să vadă dacă este pe lista persoanelor care au fost trecute în izolare sau în carantină și în ce perioadă a intervalului între 1 și 14 zile se află. Se aduce la spital și se internează pe secția care
pentru care a solicitat internarea. După ce în prealabil se face și o testare în un test epidemiologic la corturi. Și Spitalul din Onești a lansat o strângere de fonduri în această perioadă. Mai multe detalii aflați din materialul următor. Vreau să, în câteva minute, să-i expun, din punctul meu de vedere, cum a început această inițiativă, în ce moment suntem și ce urmează. Sâmbătă, astăzi suntem marți, am fost sunat de către o persoană pe care o cunosc, un oneștean, se numește Edi Tărcuță, și m-a invitat să purtăm o discuție legată de o intenție a dânsului, ajutat de încă un tânăr din Onești, Mihai Zarzu, să începem o campanie pentru a strânge bani, să achiziționăm teste rapide în vederea depistării acestui virus COVID-19. L-am invitat să purtăm această discuție la Spitalul Municipal Onești, fiind pe această temă, dorind să aflu și un punct de vedere al specialiștilor. Totodată l-am invitat și pe domnul manager al Spitalului Municipal și pe șefa Centrului de Primiri Urgențe sau Unității de Primiri Urgențe, doamna Băncescu. Părerea mea a fost și ulterior a fost îmbrățișată de către toți cei prezenți să nu achiziționăm aceste teste rapide, care nu sunt nici foarte precise și sunt și greu de achiziționat, ci să facem un efort mai mare să cumpărăm un aparat care diagnostichează, să spun, într-un tip relativ și foarte precis, un număr mai mare de analize împotriva acestui virus, COVID-19. Acest aparat, la prima informație, costă undeva în jurul la 100.000 de euro. Acești doi tineri, Edi Tărcuță și cu Mihai Zarzu, au venit cu ideea să deschidă o pagină de Facebook cu posibilitatea de a se dona bani online acolo, dar acolo este un plafon impus de către Facebook undeva la 100.000 de lei. Atenție, 100.000 de lei. Aparatul costă 100.000 de euro, practic de 5 ori mai scump. Haideți să facem un pic lumină. Deci, este un plafon impus de Facebook, exact, da? Exact. Aparatul costă de câte ori mai mult? De 5 ori. De 5 ori mai mult, deci, decât plafonul stabilit de Facebook. Corect. Dar acțiunea este una în doi pași. Totodată le-am spus să încercăm să desfășurăm această activitate printr-un ONG cu experiență medicală. Este un ONG care are activitate medicală de mulți ani, coordonat de medici de la Spitalul Municipal, pentru că eu cred că specialiștii știu mai bine decât noi ceea ce trebuie să achiziționăm. S-a atins plafonul maxim acum o zi, undeva la 100.000 de lei, corect, care înseamnă aproximativ 20-22.000 de euro, dar mai avem până la 100.000. Am înțeles. Aceste două persoane, cu aceste două persoane și conducerea spitalului, ieri am mai avut o întâlnire la spital în care urmăm al doilea pas, și anume strângerea de fonduri să treacă într-o nouă etapă, și anume donații directe în contul asociației. În fiecare zi se fac extras de cont, se vede cine a plătit, cât a plătit, dacă s-a cheltuit vreun ban, adică este o... Puteți veni cu o informare publică? Păi vine ONG-ul, nu vin eu, primarul, că nu este o acțiune pe care o coordonez eu, și vreau să spun lucrul acesta. N-a fost ideea mea, nu m-am ocupat eu de această campanie, dar sunt alături de acești oameni și mă refer și... Până în acest moment nu am donat. Pentru dona? Că voi dona alături de toți consilierii locali în ședința de joi o sumă consistentă de bani. A, deci ați luat-o deja în calcul. Pentru că am discutat să fie o acțiune unitară a consilierilor locali. N-aș fi vrut să o spun până joi, dar m-ați forțat. Nu v-am forțat, v-am Ideea întrebat. Este următoarea. Sunt două planuri. Noi ne dorim să luăm acest aparat. S-a purtat o discuție începând de ieri și cu o... de deman, înțelegând că există posibilitatea să ne-l achiziționeze această mare companie, încă nu avem un răspuns concret, dar ne dorim lucrul acesta. În cazul în care achiziționează de deman acest aparat, toată suma strânsă o dirijăm către echipament de protecție pentru medici, cadre medicale. A, deci nu se va pierde, nu intră în buzunarul cuiva.
că dacă aici au fost Dedeman, speculații. Dacă Dedeman nu va finanța acest proiect, dar eu știm că e o firmă foarte serioasă și care este atentă la nevoile comunităților, ne vom strădui în limita posibilităților să strângem bani, oameni de afaceri, oameni din administrație, din spital, oameni simpli, ați văzut-o și pe acea doamnă și îi mulțumesc. Săraca dintr-o pensie vrea să ofere 100 de lei. Vedeți foarte și exemplu. Frumos, foarte frumos. Ne străduim să obținem bani și să achiziționăm acest aparat. Din momentul în care avem toți banii, importul se face între, ca și termen între o lună și trei luni. Între o lună și trei luni. Moment până atunci, noi vom da bani și de la Consiliul Local pentru achiziționare și așa mai departe. Eu nu pot să fac decât să le mulțumesc tuturor celor care în această situație de criză, în aceste momente delicate, dau dovadă de solidaritate. Sunt oameni cu puțini bani care donează mult, sunt oameni cu mulți bani care nu donează și așa mai departe. Dumnezeu, știți cum e, nimic nu rămâne nepedepsit, să zic, pe lumea aceasta, nicio cu ghilimele de rămâne, nicio faptă bună. Așa este. Fiecare după conștiința, după posibilitățile noastre, ne străduim să rezolvăm o problemă care va deveni mai devreme sau mai târziu, o problemă a tuturor, mă refer fiecare, poate avem nevoie de acest aparat. Acest aparat, după ce se va încheia această, să spun, situație delicată pe care o traversăm cu toții, va fi util și pentru alte analize medicale. Conform ordonanței militare numărul 3, toate zborurile din și dinspre Franța și Germania sunt anulate. O măsură similară viza deja Italia și Spania, țări considerate zone roșii din cauza epidemiei de coronavirus. Sunt exceptate de la această interdicție zborurile efectuate cu aeronave de stat, zborurile pentru transport marfă sau corespondență, zborurile umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și autoizolările tehnice și necomerciale. Pe de altă parte, ministrul de interne a anunțat marți seară că începând de miercuri 25 martie de la ora 12, toate persoanele care vin din străinătate în România vor rămâne după caz în izolare sau carantină. În continuare se vor dezinfecta spațiile publice în Onești și detalii despre acest subiect aflați din materialul următor. Domnule primar, suntem în parc, vedem că se dezinfectează locurile de joacă. Da, am început de astăzi să dezinfectăm locurile de joacă din parcul municipal. Această activitate se va extinde în tot municipiul Onești. Ne referim la mobilier urban, la locuri de joacă, la spații unde, eu știu, prezența este una ridicată. Vom desfășura astfel de activități și la piața centrală a municipiului Onești. De aici voi merge pentru că astfel de activități au început și la școli. Cu toate că sistemul de învățământ a luat o pauză cu ghilimele de rigoare acum. Știți că cursurile au încetat. Noi ne ocupăm, ne preocupă într-un mod deosebit starea de sănătate a tuturor locuitorilor municipiului Onești, în special al copiilor. Și zi de zi voi ieși în teren să verific aceste lucrări. Urma să vă întreb frecvența acestor dezinfectări. Copiii au luat cu asalt în această pauză locurile de joacă. Păi zi de zi vom acționa în diferite zone ale orașului. Nu știu dacă vom reuși chiar în toate locurile într-o zi să le parcurgem pe toate, dar e o activitate continuă. Toți preoții din Onești au transmis un mesaj prin care îi sfătuiesc pe credincioși să stea acasă. Vă citesc mesajul. Datoria mea este să slujesc și asta am să fac. În fiecare zi de sărbătoare, sâmbătă și duminică, o să oficiem Sfânta Liturghie, o să ne rugăm pentru ca Domnul să reverse mila sa spre noi, să ne ocrotească pe toți, să dăruiască putere celor ce luptă în linia întâi și înțelepciune celor care ne conduc. Vă rog să rămâneți în casă. Eu voi fi în biserică, dumneavoastră rămâneți în casă. O să ne rugăm și nimic, niciodată nu va putea rupe comuniunea dintre noi. Vă rog să rămâneți în casă. Am încredere în mila Domnului și nădăjduiesc când ne vedem curând sănătoși să aducem mulțumire pentru toate, așa că vă rog să rămâneți în casă. Îmi sunteți tare dragi toți. Haideți să dăm dovadă de responsabilitate. Vor trece toate pentru că toate trec și multa sa iubire de oameni Dumnezeu ne va ajuta. Vă rog să rămâneți în casă, să fiți binecuvântați. Am încheiat citatul. Acestea au fost știrile. În continuare puteți urmări prognoza meteo.
Vineri 27 martie va fi mai cald, maxima va fi de 13 grade Celsius, iar minima de 1 grad Celsius. Sâmbătă 28 martie va fi predominant noros, cu o maximă de 13 grade Celsius și o minimă de 2 grade Celsius. Acestea au fost informațiile, vă doresc o zi frumoasă, la revedere!